Ai tu gamon, gamon, gamon. Este prezentat un sistem de creator de sinuzicel color care se folosește un Arduino și câteva rezistențe. Asta are schema imediat. Așa. Ce am roșu la pinul de 4, verde la 5, 6 e albastru, sincronizarea verticală la 10 și 3 sincronizarea orizontală. Bun, aici ar trebui să facem un afișaj al negru. Dar se folosește cât, deci sincronizarea verticală orizontală și la 1. La 1 vom avea. Deci încarc acum, se pare ceva ciudat, pentru că la 4, care este roșu, așa, voi pun doar pe roșu, pun și albastru, pun și pe albastru, acolo a fost verde de pus. Și avem așa. Este o placă video cu 20 de caractere așa și 30 așa. Doar alb și negru, dar suficient pentru, deci vă zic că ca o placă video pe i2C. Momentan nu asta, deci dar start. Deci asta arată ca o prezentare la început. E ok. Am o să încărcăm iar pe aia cu creatorul de... Dar trebuie să schimbăm pinii. Le punem așa. Sine. Deci trebuie să am așa roșu la 4. Roșu la 4, la început, verdele la 5, i-a apărut și galbenul, și albastru la 6, i-a apărut și, să nu dispare aici vreun, da, gata. Deci aici am combinat iar de toate culorile, cred. Deci totul este ok. Schema e destul de simplă și vedeți, aici partea de culori, iar aia al negru, simplu, se face SDA și se face comandă și o să poate folosi ca o placă video, să zic așa. Bun. Deci, Nigabon, este un tip super.